Bun găsit la știrile Infocaran Sebeș. Împlinirea celor 25 de ani de parteneriat între parohiile din orașul german Aachen și Caran Sebeș a fost sărbătorită duminică printr-o întâlnire de suflet. Cu acest prilej, partenerii proiectelor de care, într-un fel sau altul, au beneficiat toți caransebeșenii, dar și locuitorii din aproape întreg județul, s-au felicitat reciproc pentru implicare și rezultatele obținute. Duminică 7 iunie a avut loc un eveniment deosebit. A fost sărbătorită împlinirea 25 de ani de când funcționează parteneriatul Romanian Action Aachen Nord-Vest, respectiv, dintre mai multe localități din România și parohiile din localitatea germană Aachen. Mai exact, în urmă cu un sfert de veac, soseau la Caran Sebeș primele ajutoare la inițiativa familiei Rolf și Brigitte Eagle, care aveau o legătură specială cu părintele romano-catolic de la acea vreme, Reinhold Lovas. Sărbătoarea jubiliară a început, așa cum era firesc, la Biserica Romano-Catolică, la care au participat numeroase persoane implicate în sutele de proiecte derulate de-a lungul anilor. Festivitățile s-au mutat apoi în aula 1 decembrie 1918 a primăriei Caran Sebeș și, la cererea primarului Ion Marcel Vela, au debutat cu un moment de reculegere pentru una dintre surorile franciscane plecate la lumea veșnică. Pentru început, aș dori să vă rog să ne ridicați să vă stăm un moment de reculegere pentru soarele. În numele cetățenilor din municipiul Caran Sebeș, vă mulțumim pentru întreaga activitate desfășurată în cei 25 de ani de eforturi, de prietenie și colaborare cu municipiul nostru. Așa cum spunea și Părintele Martin în biserică, în asemenea momente importante, când este aniversarea unei activități atât de importante și de o perioadă atât de lungă, cuvintele sunt de prisos sau nu le găsești pe cele mai potrivite pentru a exprima tot ceea ce simțim. Așadar, primiți un mulțumesc din adâncul sufletului, din partea mea și a tuturor cetățenilor din municipiul Caran Sebeș. Acordăm o tipă în aniversară, care vă rog să-mi permiteți să-i urmânez pentru toți prietenii din Aachen, pentru întreaga organizație, în numele organizației aici și acum Domnului. Arătând că sute dintre persoanele din parohiile din Aachen au fost infestate de virusul Banatului, Rolf Eagle a precizat că municipiul arată cu totul altfel decât atunci, în anii 90, când a venit aici, pentru prima oară, cu ajutoare. Von Prag, durch die sogenannte Heilige Straße, auf die beiden Kirchen, ich glaube, da geht's ein Lust. Deci, la Bebe, se vede că e acel arc de legătură de cele două biserici și ca atare se dovedește că Caran Sebeș creștinii se de mult. Da. Și în viitor probabil că merge ca același. Convins că dacă parteneriatul a rezistat 25 de ani, când se sărbătorește și în România și în Germania nunta de argint, nu vom divorța niciodată. Primarul a precizat că la Caran Sebeș se găsește distanța cea mai mică din lume dintre cele două biserici surori, adică 8,4 metri. Dovedindu-se la fel de pregătită ca de fiecare dată, delegația germană a ținut să interpreteze un cântec în cinstea edilului șef. Cei prezenți au participat apoi la masa de prânz, prilej de rememorare a evenimentelor petrecute pe parcursul a celor 25 de ani. După ce în primele luni ale anului 1990, la inițiativa familiei Eagle, la Caran Sebeș soseau primele tiruri cu ajutoare, activitățile s-au intensificat și diversificat. Aici au fost derulate nu numai proiecte umanitar-sociale, de pe urma cărora au beneficiat mii de persoane, ci și proiecte educaționale. Așa se face că timp de 6
ani s-a încercat introducerea sistemului dual de învățământ, de pe urma căruia sute de elevi de la școlile tehnologice din municipiu au făcut schimb de experiență cu elevii germani, în urma căruia fiecare dintre ei a participat la câte un stagiu de pregătire reciprocă de câte 2-3 săptămâni. De asemenea, a fost înființată Asociația Umanitară Caritas. A fost deschisă filiala Congregației Surorilor Franciscane, organizație cu un definitoriu impact în viața sociosanitar, educativă și economică a întregii populații a municipiului. Dankeschön, Aachen! Salvamontiștii din Caransebeș au fost alături de copiii orașului de 1 iunie. Aceștia au organizat un concurs de biciclete și unul de desene pe asfalt. Cei mici au fost premiați cu diplome și dulciuri. De 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, voluntarii salvamontiști de la Caransebeș au prezentat copiilor echipamentul din dotarea serviciului Salvamont Caraseverin, tehnici de intervenție în caz de rătăcire sau accidentare pe munte. Cea mai mare atracție a fost de departe tiroliana, care este o tehnică alpină ce presupune traversarea unor zone de abrupt râuri crevase folosite atât pentru transportul alpiniștilor cât și al materialelor. Și pentru că cei mici trebuie să învețe să se joace în natură, salvamontiștii caransebeșeni ajutați de sponsori au reînodat o tradiție, aceea unor concursuri cu premii în aer liber. Noi repetăm o tradiție. Noi am făcut până mai acum câțiva ani, am făcut în colaborare cu primăria, în colaborarea cu sponsorii, dar venind criza am rămas cam fără sponsori și a fost puțin mai greu. Am mai făcut și noi de noi, am încercat să scoatem copiii în natură. Ăsta a fost scopul, să scoatem copiii în natură ca să mai lase calculatorul, să mai lase obezitatea și totului tot. Este frumos, am avut noroc anul ăsta și de o vreme bună, peisajul este, cred că, satisfăcător pentru toată lumea și am să prezentăm ce facem noi, de când facem noi și cei mulți, de fapt, sunt voluntari. Am prezentat începând cu echipamentul care îl avem în dotare, practic îl are serviciu public. Noi avem sufletul și dăruirea de a face. O să încercăm o salvare în abrupt făcută cu Achia. Barca este aici, dar nu suntem pregătiți cu apa asta rece și mică acum să facem demonstrații cu ea. Eu zic că este un reînceput la ceea ce făceam altă dată, cu sărăcie mult mai mare. Acum, de bine de rău, mai avem câte ceva. Serviciul public este dotat, avem și o salvare deșteaptă. Mai trebuie să știe toată lumea că 112 este numărul care ne poate găsi totdeauna. Astfel, în Parcul Teiuș din Caransebeș s-a organizat un concurs de biciclete și un altul de desene pe asfalt. Evident, copiii au fost încântați și toți au fost câștigători, pentru că distracția a fost la ea acasă. La a patra. În clasa a patra? Da. Ce bicicletă frumoasă, ce? Ea are vreo firmă, e de munte, e de... Nu știu, nu știu. Ultimul. Da. Nu ai mâncat azi dimineața? Ba da. Sau a fost cocul mai bun ca tine? A fost. Mai curajos, mai bine zis. A fost numai băieți. Numai băieți. A, înseamnă că l-am luat cu tine la fete. Da. Am concurat. La ce categorie? Câți ani ai? La 2. La 2 ani? La categoria 2 ani. La categoria 2 ani. Și tu câți ani ai? 5 jumate. Nu chiar la categoria 2 ani. Adică la categoria 4-6 ani, cred că, așa ai? Da. Ce bicicletă frumoasă ai! Știi să te dai de mult pe bicicletă? Da. Vide, sunt Teiuș sau acum că a fost concursul? Vindes. Îți place aici în Teiuș? Da. Ce îți place cel mai mult aici în Teiuș? Să te joci. Unde? Îmi place peste tot. Peste tot? Da. Să te plimbi cu bicicleta? Da. Știi pentru ce ai concurat astăzi? Da. Pentru ce? Ce concurs e? Este concursul de 1 mai pe biciclete. De 1 iunie? Da. De ziua copilului și ziua ta. Da. La mulți ani cu această ocazie. La finalul acțiunii au fost acordate participanților diplome, trofee și punși cu dulciuri pentru performanțele de la concursul de desene pe asfalt și cel de biciclete. Iar mesajul celor mari implicați în această acțiune a fost unul cât se poate de simplu: să nu uiți niciodată de leapșa, de vați ascunsele, de omul negru, de coatele julite și hainele murdare. Să nu uiți să mai fii copil, să nu uiți de tine.
Minunile se întâmplă mereu, chiar lângă noi. Un exemplu este cel al unui tânăr de 29 de ani, crescut în mai multe case de copii, căruia poate nu i se acorda nicio șansă. Cu toate acestea, Sorin, care suferă de un stadiu de retard mental, și-a împlinit un vis, acela de a avea propria locuință. De asemenea, munca pentru ridicarea și locuința sa au prilejuit și reîntâlnirea dintre doi vechi prieteni, care s-au revăzut după 40 de ani. Pentru Sorin, un tânăr de 29 de ani care a crescut în mai multe centre de plasament, visul de a avea propria casă a devenit realitate. Impresionați de voința și eforturile lui, grupul de voluntari care de aproape 25 de ani a investit zilnic, fizic și material la schimbarea totală a condițiilor în care trăiesc copiii instituționalizați la centrul de plasament Casa Noastră din Zăgușeni, au decis să construiască o casă numai pentru Sorin. Rudolf Lang, cel care a inițiat proiectul social, a venit și de această dată în România, însoțit de cei împreună cu care a realizat mai multe acțiuni umanitare. Diese Leute arbeiten mit mir seit 25 Jahren für Rumänien. În primul rând, marea majoritate a oamenilor care mă însoțesc deja de 25 de ani în România. Am făcut o serie de acțiuni umanitare, în special îndreptate pentru ajutorarea copiilor în casă de copii din Zăgujeni. Și trebuie să spun că prietenii mei, cei care au încredere în mine și mă însoțesc, mă ajută să duc la bun sfârșit acțiunile umanitare. Sunt printre cei mai buni specialiști în domeniul acesta al construcțiilor și fac lucrări de calitate. Pentru ce facem noi treaba asta? Pentru satisfacția de a vedea un om mulțumit. De data aceasta este vorba despre acest tânăr, Sorin, care se vede mulțumirea pe fața lui. Este bucuros că va avea un număr de casă în această localitate și va fi primit în comunitate ca un membru al respectivei comunități. El a avut o viață foarte grea, a crescut în casă de copii și noi vrem să îi arătăm că poate să ducă și el o viață așa cum sunt toți ceilalți oameni din acest sat. Locuința a fost construită în mare parte cu materiale germane. Spre exemplu, acoperișul a fost asamblat în Germania și transportat apoi la Zăgujeni. S-a ajuns la această decizie după ce s-a constatat că în România costurile ar fi fost mult mai mari. Grupul de 9 persoane voluntare germane este format în mare parte din oameni care muncesc, conduc firme și care, în zilele lor de concediu, preferă să ajute pe alții aflați la nevoi. Cel mai tânăr membru al grupului are doar 22 de ani. Un alt membru conduce o firmă cu 80 de angajați care lucrează în domeniul mecanicii fine. Altul este polițist pensionar, iar unul dintre ei este proprietarul unei firme de construcții. Also die soziale Art, anderen Kindern zu helfen. Rudi hat mich angesprochen. Unul din copiii mei s-a născut, a venit foarte greu pe lume și a trebuit să suporte niște operații foarte dificile, la care eu mi-am promis că dacă el va fi sănătos, eu îmi voi dedica viața ajutorării altor copii. Pe Sorin îl cunoaștem de când avea el 7 ani, l-am cunoscut în casa de copii din Zăgujeni, când am venit să facem diferite construcții. Sorin era mereu pe lângă noi, cu noi, ne ajuta și pe măsură ce a crescut a putut chiar să lucreze cot la cot cu noi. L-am îndrăgit, am cunoscut viața lui grea, a trăit prin mai multe case de copii, a fost în spital. Deci are în spatele lui o viață, o experiență nu prea plăcută și acest lucru ne-a determinat să ne hotărâm și să ajutăm nu un grup, ci să ajutăm pe acest tânăr care s-a arătat foarte hotărât de a avea spațiul lui, intimitatea lui. A fost un vis al lui și eu și cu colegii mei ne-am sfătuit și am ajuns la concluzia că trebuie să-i construim această casă. Am pus de la mână la mână, ne-au ajutat și alții, ne-am luat concediu, am venit, am muncit și iată, Sorin va fi mulțumit, va avea de data aceasta un spațiu al lui. Locuința tânărului este acum finalizată și dotată cu tot necesarul de mobilier și aparatură electrocasnică.
Casa pe care ți-ai dorit-o tu, așa visai să arate? Da. Sau e mai mult decât ai crezut tu la început? Da, așa am vrut să arate de la început. Cu ajutorul familiei Rudi, cu toată echipa, m-au ajutat de tot sufletul, de punctul unde e mai slab. Eu lucrez la biserică, jumătate normă, când e sărbătoare, mai mă duc până sala, spar de lemne, cu ziua la oameni, mai fac curată. Dovadă că tânărul și-a dorit din tot sufletul să aibă propria locuință e faptul că acesta, timp de mai mulți ani, a muncit, a economisit și a reușit să strângă numai puțin de 6.000 de euro. Suma, deși imensă în aceste condiții, nu i-ar fi ajuns decât poate pentru cumpărarea terenului. Acum, Ludovic Mleziva, directorul Asociației Umanitare Caritas, recunoaște că, în ciuda vastei sale experiențe în domeniul social, a rămas surprins și plăcut impresionat. Aici, în situația lui Sorin, s-au alăturat mai multe persoane din sat, în primul rând familia Corneanu, care a pus la dispoziție parcela de teren unde s-a construit casa, vecinii, familia unde a locuit Sorin, cred că nici nu știu... Pe toți oamenii care au venit, mai vin și pe aici, aduc langoși, aduc cafea. Deci, eu cred că domnul Lang, nu, pe lângă lucrurile pe care le-a construit și le-am dărâmat noi, le-am modificat, le-am schimbat, puterea exemplului va rămâne și oamenii preiau acest exemplu. A durat 25 de ani, dar probabil că... Oamenii au înțeles menirea unui om care vine să ajute dezinteresat, sacrifică timpului, banilor sau, eu știu, cerșește de la alții ca să ajute. De această dată, venirea în România a domnului Lang i-a adus acestuia o dublă bucurie. Pe lângă satisfacția finalizării unei case, de această dată el a avut șansa să reîntâlnească o persoană cu care a colaborat în urmă cu 40 de ani, perioadă în care cei doi nu s-au mai revăzut. Prin anii 70, Rudolf Lang, pe atunci un împătimit al vânătorii, a ajuns pe meleagurile noastre. Așa l-a cunoscut pe Doru Călina, pe atunci șeful Agenției Județene de Vânătoare și Pescuit Sportiv. Genau, das hat mich sehr bewegt, diese Begegnung nach 40 Jahren. A fost cea mai impresionantă pentru mine întâlnire după 40 de ani cu un vechi prieten. M-a mișcat foarte mult această întâlnire. Desigur, mi-a făcut mare plăcere să mă revăd în pozele din tinerețe și... Este la fel de impresionant să nu poți să te recunoști pe tine însuți într-o poză care ai făcut-o acum 40 de ani. Categoric m-am bucurat. Și acum 3-4 ani când însă iar a fost în România și n-am putut să mă întâlnesc și mi-a părut foarte rău că n-am putut să mă întâlnesc. Acum când m-a sunat dânsul și abia am așteptat. Pe dânsul cunosc așa 40 de ani când eram la vânătoare, șeful vânătoare, când însul venea la vânătoare la mine, la Cocoș de Munte, Capră Neagă și totul a fost bine. Ne-am înțeles foarte bine și mi-a făcut bucurie mare când am auzit astăzi că iar e în Caransebe și că să mă întâlnesc cu dânsă. Fiindcă amintirile niciodată nu dispar. Cu toate că situația din România este cu totul alta față de 90, Rudolf Lang intenționează ca, în funcție de posibilități și de puteri, să continue activitățile umanitare și aici și a celor din Ungaria. Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare a dus la bun sfârșit un nou proiect umanitar. De această dată, festivalul, derulat sub genericul Copii pentru Copii, a fost organizat pentru strângerea de fonduri necesară unei fetițe de doar 3 ani, diagnosticată cu o malformație congenitală de cord, care urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale la Spitalul Specializat din Târgu Mureș. În perioada 25-27 mai a avut loc cea de-a 5-a ediție a campaniei umanitare de strângere de fonduri în scop medical, gândită și pusă în aplicare de Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare. De această dată, eforturile copiilor și a cadrelor didactice s-au adresat micuței Mihaela Preda, de 3 ani, care s-a născut cu o malformație gravă de cord. Ca și în celelalte ediții, campania cuprinde mai multe spectacole artistice oferite de elevii orașului în festivalul Copii pentru Copii. Festivalul Copii pentru Copii a ajuns la ediția a 5-a și anul acesta am organizat pentru o fetiță, Preda Mihaela, în vârstă de 3 ani, care suferă de o malformație congenitală pe cord și are nevoie de o intervenție chirurgicală. Se desfășoară festivalul pe parcursul a 3 zile.
fiecare au câte un moment artistic, individual sau în grup. Au evoluat formații de dansuri populare, dans modern, recitare în grăibănățean, poezie cultă. Profesor Manuela Ionescu a mai ținut să mulțumească tuturor cadrelor didactice, elevilor și părinților implicați în derularea acțiunii. În acest an, în campania desfășurată sub sloganul Ținem în mâini inima ta, Mihaela, pe lângă promotorul acțiunilor umanitare s-au alăturat și elevii programului educațional de sprijin RISC, finanțat de TMD Friction, care au oferit și ei ajutor micuței bolnave prin desen și culoare în expoziția de pictură Joc și Joacă, lucrări care în cea mai mare parte au fost vândute. În urma campaniei s-a adunat contravaloarea aproximativ 1000 de euro. Banii au provenit din vânzarea de bilete la intrare în spectacole, dar și din donații. Spre surpriza tuturor, una dintre mămici a donat suma de 500 de lei, cu speranța că ajutorul ei va contribui la însănătoșirea micuței Mihaela. Cei care doresc să o ajute pe Mihaela pot dona în contul afișat pe ecran deschis la Raiffeisen Bank pe numele Preda Alina Luminița. Banii strânși în campanie vor fi folosiți pentru investigații medicale costisitoare, pregătitoare pentru intervenția chirurgicală complicată, la care simpatica domnișoară de Oșchioapă este programată în această vară la Târgu Mureș. Tradiția și sacralitatea și-au dat întâlnire la Galeria de Artă Corneliu Baba, acolo unde a fost vernisată o expoziție de icoane și tradiție populară. Cu acest prilej, tinerii pictori au fost recompensați cu diplome pentru eforturile, credința și truda lor. Sub genericul Sacralitate și Tradiție, la Galeria de Artă Corneliu Baba a avut loc miercuri vernisajul unei expoziții de icoane realizate de elevi de la Școala de Muzică și Arte Plastice și a profesoarei Nicoleta Cosma și a unei expoziții de costume populare din județ realizată de un grup de profesoare de la Colegiul Național Cede Loga. Mulțumim copiilor care au lucrat la realizarea icoanelor, profesor Nicoleta Cosma a precizat că nu doar imaginea iconografică, ci și ramele tablourilor au fost realizate de copii. De obicei, tehnica cunoscută este de ulei pe sticlă și tempera pe sticlă, tempera pe lemn, dar aceasta am inventat, să zic, o tehnică, nu știu dacă inventată sau mai folosită cineva, tifăl pe sticlă cu pigmenți, da? De tifăl pe care îi cunoaștem folosiți în zugrăveli. Am folosit această tehnică deoarece este foarte, am descoperit că este prinde foarte bine pe sticlă și culorile sunt foarte frumoase și ne dau o cromatică vie și bogată, specifică copiilor, pentru că cu aceștia lucrăm. În ce privește ramele, aș vrea să subliniez acest lucru. Ramele icoanelor pe sticlă, o parte sunt din lemn și asta este vizibil, dar o parte sunt realizate de copii din tehnica papier-manșe pe carton cu ziar lipit cu zeamă, apă și aracet, ornamente făcute din ziar sau eventual sfoară lipită. La rândul ei, profesor Sorina Jurj a vorbit asistenței despre ideea expoziției etnografice născută din dorul de oameni și locuri. Ne-am gândit la această expoziție dintr-o ardere interioară, așa cum am spus și în cadrul expoziției, dintr-un dor pentru oamenii și locurile natale și din dorința de a promova în rândul generației tinere frumusețile neamului nostru. Iubim tot ceea ce înseamnă valoare spirituală, morală și dorim să sădim în sufletul copiilor, pentru că așa le spunem noi, elevilor noștri, sâmburele acela de frumos. Am încercat să scoatem la lumină ce are valoros Banatul, să spunem că nu numai munca, care evident înnobilează omul, devenind artă, iată, oferă frumusețe. Oferă frumusețe care încântă peste generații oamenii.
Prezent la eveniment, profesor Tudor Diaconu, directorul Casei Corpului Didactic al județului Cara Severin, s-a arătat fericit că poate asista la un moment inedit. Expoziția de icoane pe sticlă, cel puțin pentru mine, îmi fac dovada că la Caransebeș se întâmplă lucruri frumoase la școala de arte, că există profesori care vor să cultive în rândul elevilor dragostea pentru frumos, dragostea pentru tradiție, dragostea pentru credință. Ori aceste icoane pe sticlă realizate de elevii în cadrul acestui cerc de creație plastică este o dovadă că, într-adevăr, copiii sunt nemaipomeniți, merită să investim în ei și că, într-adevăr, ei sunt cei care vor duce tradiția și credința noastră mai departe. Expoziția de costume populare, iarăși, este un lucru pe care puțin pot să o facă. Dar iată, cadrele didactice de la Liceul Pedagogic, și mă refer aici la Sorina Jurj și la Ana Paica, au reușit să împrumute, să aducă costume pe care nu știu dacă alții ar reuși să le aducă aici, să le pună în această expoziție alături de icoanele pe sticlă, să arate că, de fapt, costumul popular între trecut și viitor este o permanență și că această permanență trebuie cultivată. A urmat spectacolul artistic excepțional, susținut de elevi de la Școala de Muzică și Arte Plastice și de elevi ai Colegiului Național Cede Loga. Ziua Internațională a Copiilor a fost sărbătorită ca de fiecare dată printr-o serie de acțiuni menite să bucure un număr cât mai mare dintre cei mai tineri caransebeșeni. La final, toți beneficiarii s-au arătat fericiți și mulțumiți de surprizele oferite. Primăria și Casa de Cultură George Suru din Caransebeș au organizat un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Copiilor. Intenția autorităților care au prevăzut desfășurarea unor concursuri a fost zădărnicită însă de starea neprietenoasă a vremii. Cu toate acestea, cei mai mici caransebeșeni au asistat totuși la prestația actorilor de la Teatrul Magic Oz din Timișoara. Mai mult, prin grijă autorităților locale, copiii au primit pungi cu dulciuri și sucuri și șampanie destinată consumatorilor de vârstă lor. La rândul ei, Asociația Umanitară Caritas a organizat o serie de manifestări dedicate copiilor asistați la centrul de plasament Casa Noastră din Zăgujeni și cei care se bucură zilnic de cele 5 grupe de after school din Baltasărată și 3 grupe de la centrul de zi din strada Constantin Popasu. Potrivit directorului Asociației Caritas, copiii s-au întâlnit în Parcul Teiuș pentru a socializa și pentru a se ajuca. Copiii de care ne ocupăm noi aici în Caransebeș, special la centrul de zi, sunt în pericol de a ajunge într-un centru de plasament și din cauza asta noi îi adunăm, încercăm să socializăm cu ei. Cei 60 de copii care sunt aici sunt o parte din cei de care ne ocupăm. La masă avem 110 elevi, 50 de porții sunt pregătite la restaurantul Nord zilnic și 60 pregătim noi la Caritas și masa este servită în incinta școlii din Baltasărată. După etapa de socializare, toți copiii s-au bucurat de o petrecere pregătită la restaurantul Arcade, unde au primit prăjitură și suc. Surprizele pentru cei mai oropsiți copii din municipiu nu s-au oprit aici. Marți, atunci când s-au reîntors la școală, ei au primit cadouri oferite de Asociația Umanitară. Până nu de mult, activitatea centrului de zi a fost sprijinită și de Consiliul Județean Cara Severin, care dintr-o gravă neînțelegere a asistat ajutorul financiar. Acest lucru contravine puterii de înțelegere a partenerilor germani, care de 25 de ani investesc aici nu doar material, ci și printr-un efort continuu de educare a familiilor cu probleme sociale și nu numai. Aici se încheie ediția din această săptămână a știrilor Info Caransebeș. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!